celelalte, mergând înapoi la cazurile Luiza și Alexandra, vine un mesaj extrem de important din partea unui membru al CSM cu privire la asumarea până la capăt a răspunderii. Victor Alistar, reprezentant al societății civile în CSM, cere ministrului justiției, doamna Bircea, să-și prezinte demisia, având în vedere că dumneaei și-a asumat ce au făcut procurorii în cazurile Alexandra și Luiza. Birșal este cea care a decis vineri noaptea, deși rezultatele de la INML ar fi trebuit să ajungă la procurori, ministrul justiției ia rezultatul și decide să fie cea care să sune familia Alexandrei și să dea veste. Aveam să aflăm asta la exces de putere chiar în direct de la Alexandru Cumpănașu. Victor Alistar în direct cu noi. Domnule Alistar, bună ziua! Acesta este momentul care spuneți că declanșează nevoia unei asumări până la capăt din partea doamnei Bircal pentru ceea ce au făcut procurorii în aceste cazuri și să ducă la demisia domniei sale. Explicați-ne! În legea 304, în articolul 62, se spune că SRE-a, de fapt, era din Constituție, că procurorii își desfășoară activitatea cu independență, imparțialitate, obiectivitate sub autoritatea Ministrului Justiției. Situație în care Ministrul Justiției poate, fără să intre în cazuri concrete, poate să solicite măsuri în materia combaterii criminalității și așa mai departe. Dacă domnia sa a înțeles să exercite această prerogativă, comunicând, de exemplu, familiei o probă din dosar și lăsat-o din dosar, care până la urmă uman trebuia anunțată familia să știe, dar aici trebuie să vedem cine trebuia să facă acest lucru, asta înseamnă că trebuie să ia în considerare și asumarea modului în care tot în această anchetă sau cu privire la această situație, timp de 3 luni de zile nu s-a întâmplat nimic la parchet în cazul lui Izei. Că poate nu mai ajungeam să avem, dacă se făceau atunci anchetele cum trebuie, dacă parchetele funcționau sub autoritatea ministrului cum trebuie, din perspectiva punerii în aplicare a politicii penale a statului și garantării siguranței cetățeanului, atunci poate nu mai eram în situația. De asta spun, asumarea, atâta vreme cât mergi pe un rol activ, trebuie să fie din toate punctele de vedere și când este bine și când nu este bine. În mod cert, legea spune ce ați spus dumneavoastră acum, respectiv că procurorii sunt sub supravegherea, autoritatea Ministrului Justiției. De la Ministrul Justiției nimic în această perioadă, în condițiile în care Ministrul de la Interne a plecat, în condițiile în care șeful Poliției Române a plecat, din perspectiva aceasta a procurorilor avem, domnule Alistar, doar o suspendare a procurorului Popescu, nici vorbă despre ce s-a întâmplat din perspectiva DICOT-ului local, până să preia structura centrală a DICOT acest dosar, nimic despre ce au făcut procurorii până la nivelul prim-procurorului, despre care aflăm tot din rapoartele celebrelor procurare Rădescu și Sutiman, că a participat inclusiv la percheziții la ora 22. Deci a fost de față prim-procurorul în momentul în care s-au făcut inclusiv mandatele de perchezițiile la adresele greșite. A fost inclusiv când s-au făcut cererile pentru aceste mandate pe lipsire de libertate, nu pe viol. În condițiile în care judecătorului, potrivit documentelor pe care le-am prezentat, nu i s-a spus, și repet acest lucru extrem de grav, că este vorba de un viol, de bătaie, lucruri care fundamentau intrarea urgentă. Acum aflăm chiar că de la avocatul lui Izei, că pe camerele de supraveghere exista chiar momentul răpirii Alexandrei. Momentul în care este bătută și legată în mașină. Dacă ar fi luat, e iară un lucru strigător la cer din această anchetă. Dumneavoastră vedeți față de cele menționate de mine vreo tragere la răspundere similară cu cele petrecute la Interne, din perspectiva asta, acțiunii procurorilor? Doamna Franco, ca să fie mai limpede, că am văzut și ceva reacții după postarea mea pe Facebook, nu sunt adeptul vânătorii pe prăjitoare, însă în momentul în care ai discuții atât de grave la nivelul sistemului care produc asemenea consecințe, pierderi de vieți omenești și toate tragediile care se leagă de aceste lucruri, atunci cred că trebuie să existe o răspundere managerială, astfel încât sistemul să primească o resetare și să facă ce are de făcut.
Altfel, cu ceva comisii de anchetă, cu ceva hârtii scrise, dar neurmat de un mesaj puternic, un mesaj care se ducă cu adevărat la o resetare, până la urmă, cetățeanul justifiabilul este exact în aceeași situație peste câteva luni de zile când se mai așternă uitarea. Nu este neapărat scopul să ai vânătoare de vrăjitoare, dar da, cred că în cazul sistemelor publice care greșesc, nu contează care este acesta, atât cel de interne cât și cel de sistemul de parchete, trebuie să existe același tip de atitudine, de reacție și de resetare completă. Dumneavoastră spuneți așa, că ministrul era tot Birceal și în iunie și în iulie și vă întrebați ce a făcut în legătură cu dispariția Luizei, că își asumă nefăcând nimic, citesc din noastră situația Alexandrei Măceșanu, și vina ar fi morală cel puțin, nu mai zic profesională, și de asemenea faceți trimitere la premierul Viorica Dăncilă și declarația acesteia că nu tolerează incapacitatea statului de a asigura siguranța cetățeanului. Ori spuneți că insistența Anei Birceal de a nu demisiona golește această declarație a premierului și că trebuie trecut de la vorbe la fapte, că altfel toată campania pentru prezidențiale și imaginea de rezolvator de probleme a ministrului nu sunt valabile. Este corectă declarația primului ministru, care a mai completat și a și spus când era la o ședință la Ministerul de Interne că declară război crime organizate care afectează atâtea zone din România, nu doar zona Olteniei. Însă acest lucru trebuie urmat prin Păi și atunci, domnul Alistar, stați așa, stați să înțeleg. Dumneavoastră cereți demisia din partea lui Birceal. Birceal nu și-o dă. În cazul doamnei Andronescu, premierul a acționat ferm. Dumneavoastră să înțeleg că îi cereți aceeași fermitate și prin a o demite pe Birceal să nu mai stea să-i aștepte demisia? După o discuție clarificatoare cu doamna ministru, cred că vor găsi cea mai bună cale de urmare.